Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Scumpii mei, vă invit să vă ridicați în picioare. Cei care aveți Bibliile la dumneavoastră, să le deschideți la Cartea 1 Corinteni, capitolul 15, de unde vom citi, începând cu versetul 12, până la 26. Este cuvântul lui Dumnezeu pentru studiu biblic din această seară, intitulat Doctrina despre moarte. Este ultima lecție biblică de învățătură din anul 2008, de joi seara. 1 Corinteni, capitolul 15, începând cu versetul 12. Să citim cu respect cuvântul Domnului. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba, încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și, prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul. Când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Mulțumesc pentru bunăvoința dumneavoastră, vă rog să vă reocupați locurile. Vă salut încă o dată, frați, surori. Spun din nou că este un har să fim în viață, sănătoși și în casa lui Dumnezeu. Într-o zi harul acesta va înceta. Până atunci trebuie să-l folosim cu responsabilitate. Indiferent că îl folosim sau nu, el se scurge cu fiecare zi prin care noi trecem. Am început în luna ianuarie, timpul a trecut, iată-ne în a 12-a lună, ultima anului 2008, iată-ne în ultima joie din punct de vedere al cuvântului de învățătură, doctrinele Bibliei. Data trecută, joi, am început doctrina despre moarte și am vorbit, după cuvântul de introducere, despre aspecte generale ale morții sau despre moarte. Am vorbit despre cele trei morți despre care vorbește Scriptura, respectiv despre moartea spirituală, despre moartea fizică. Aproape că am terminat gândurile propuse pentru moartea fizică și urmează moartea veșnică. În legătură cu moartea fizică aș vrea să mai spun câteva cuvinte, socotind că ele sunt foarte importante pentru credința noastră, convingerile noastre trebuie în primul rând să fie biblice și în al doilea rând trebuie să fie foarte puternice în inima noastră, fiindcă crizele vieții sunt adânci.
Și dacă nu ne încredem în Dumnezeu atunci când vin vânturile, valurile, există riscul să fim spulberați și zadarnică să fie toată alergarea noastră până în prezent. Noi suntem foarte vulnerabili, fiind oameni din țărână. Ceea ce este tare în noi este cuvântul și Duhul. Dacă nu desăvârșim tăria lui Dumnezeu în noi prin cuvânt și prin Duhul, această formă de țărână este prea slabă ca să supraviețuiască într-o viață de om în care diavolul ne urmărește cu intenția să ne distrugă, pentru că îl urăște pe stăpânul nostru și ne urăște pe noi, fiind copiii stăpânului, adică copiii lui Dumnezeu. Dacă nu suntem întăriți în har, dacă nu suntem întăriți în cuvânt, dacă nu avem în inima noastră convingeri din Scripturi, atunci suntem luați de valuri și suntem purtați de tot felul de învățături care apar și par mai ușoare decât cele de ieri și de alalteri, numite vechi și demodate. Biblia nu este nouă și veche, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Și în seara aceasta noi din nou ne aplecăm cu tot interesul asupra acestui cuvânt, dar și cu rugăciunea ascunsă a inimii noastre, știindu-ne limitele în înțelegere, să-L implorăm pe Domnul să dea har în învățătură, atât celui care învață, cât și celor care ascultă, pentru ca folosul nostru să fie maxim în această seară, în numele lui Iisus Hristos. Atunci când vorbim despre moartea fizică, vorbim și despre faptul că Biblia vorbește despre moartea fizică ca despre un somn. Luca, capitolul 20, versetul 36, așa cum spuneam și data trecută. De asemenea, de la învierea Domnului Iisus Hristos, cei credincioși după moarte merg direct în prezența Domnului. O să vorbim puțin mai târziu de cuvintele care definesc Hadesul, Șeolul, locuința morților într-un cuvânt, sunt mai multe cuvinte în Scriptură, și vom menționa faptul că până la Domnul Iisus Hristos, toți oamenii, după ce mureau în trup, mergeau în același loc, în locuința oamenilor morți, în locuința morților. Când Domnul Iisus Hristos a venit, a împărțit locul de așteptare în două. Locuința morților a rămas locul unde merg oamenii nenăscuți din nou, prin credință și pocăință. Pentru că oamenii născuți din nou merg direct în prezența lui Dumnezeu. Desigur, și ei tot în așteptare. Aș vrea să vă aduc aminte de învățătura lui Pavel din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 8. El spunea, da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Moartea celor nemântuiți este un dezastru, fiindcă ei pierd în totalitate harul să ajungă vreodată în împărăție. În viața aceasta, oamenii au posibilitatea să devină mântuiți prin credința în Domnul Iisus și prin pocăință față de păcatele făcute. Dacă oamenii în viața aceasta nu se pocăiesc și vine moartea fizică, ei pierd cu desăvârșire oportunitatea să se pocăiască, să iasă din iad și să intre în împărăție. Tocmai de aceea, moartea pentru oamenii necredincioși este un adevărat dezastru. Nu tot la fel este și pentru cei credincioși. Pentru foarte mulți oameni credincioși, moartea este un har, este o ușurare. Știți dumneavoastră câtă ușurare există într-o viață împovărată, într-o inimă frântă, însingurată, într-o persoană care poartă în trup o boală de cancer sau altceva de felul acesta? Când fiecare dimineață este o nouă prelungire a suferinței, o nouă scurgere a izvorului de lacrimi, moartea pentru un om credincios este o binefacere
pentru că merge într-o lume eternă și sfântă. Chiar dacă merge într-un loc de așteptare, dar scapă de necazurile vieții și pleacă cu fruntea sus și cu demnitatea că și-a încheiat bine alergarea. Priviți, vă rog, la pilda din Luca, capitolul 16, numită a bogatului nemilostiv. Observați cât de chinuit este omul de pe pământ care a fost bogat. Cere apă, are o grămadă de nevoi neîmplinite. Tot cereri. Priviți la omul credincios, deși a fost bolnav și sărac pe pământ. Nu cere nimic, pentru că locul unde a ajuns este un loc unde toate nevoile lui sunt împlinite. Nu mai este nevoie de câini să-i lingă rănile, pentru că nu mai sunt răni. Nu mai este nevoie de disprețul bogatului alături de firimituri, pentru că nu-i mai este foame. El este într-un loc unde absolut toate nevoile lui sunt împlinite. În sfârșit, a venit și timpul lui să se bucure, să nu mai simtă durerea, disprețul, singurătatea, amărăciunea, să nu-și mai împartă durerea cu câinii, ci dimpotrivă, cu Domnul și Creatorul inimii lui. Ce ocazie frumoasă a fost pentru el! Nu tot la fel a fost pentru omul bogat, care a trăit în aceeași perioadă de timp cu el. Ar fi avut posibilitatea să ajungă și el acolo, dar a ales greșit și greșite au fost și consecințele, în sensul de neplăcute. Să spunem câteva gânduri și despre moartea veșnică. Atunci când există moarte spirituală, implicit există moarte veșnică. De moarte fizică au parte și oamenii născuți din nou și oamenii nenăscuți din nou. Vorbesc de toți aceia care trec din viață înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos. Dar de moarte veșnică au parte numai oamenii care au avut parte și de moartea spirituală. Există o categorie de oameni care se nasc odată și sunt oamenii necredincioși și mor de două ori. Odată mor spiritual și odată au parte de moartea a doua, să nu mai vorbesc de moartea fizică. Sunt oameni care se nasc de două ori și mor odată. Oamenii credincioși se nasc odată în trup, nașterea biologică, și odată se nasc în Duhul, numită nașterea din nou. Și când mor, mor o singură dată, fizic. Dar Duhul de viață merge la Dumnezeu pentru perioada de odihnă și când sună trâmbița, trupul se transformă în trup de slavă, merge în prezența lui Dumnezeu și continuă veșnic să existe împreună cu Domnul. Aceasta este perspectiva oamenilor credincioși și necredincioși și fiecare muritor are o egală oportunitate să aleagă între cele două. Însă ce alege, absolut aceea va avea. Moarte veșnică înseamnă îndepărtare veșnică de Dumnezeu. În Apocalipsa, capitolul 21, versetul 8, Scriptura spune: cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Aceasta înseamnă moarte spirituală, pentru totdeauna despărțit de Dumnezeu într-un loc de chin maxim. Moartea veșnică este o consecință a păcatului pe care omul îl face și de care nu se pocăiește. Roman, capitolul 6, versetul 16 spune: nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de viață care duce la neprihănire. Nu știți asta? Dacă vă dați neprihănirii, sunteți ai lui Dumnezeu. Dacă vă dați păcatului, sunteți ai morții și ai diavolului. Acestea sunt legi fundamentale în lumea spirituală. Moartea veșnică este rezervată oamenilor nenăscuți din nou.
Roman, capitolul 6, versetul 23, plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și de asemenea, Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetele 3 și 5, spunea Domnul Iisus: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate să vadă, și versetul 5, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Moartea veșnică este rezervată tuturor oamenilor, indiferent de condiția lor socială, materială, familială, religioasă. Când spun religioasă, mă refer la apartenența la o religie care nu schimbă viața, care nu conduce la neprihănire, care nu te îndepărtează de păcat, care nu te apropie de sfințenie, care nu te îndepărtează de diavolul și nu te aruncă în brațele Domnului. Este o religie de formă, suma unor tradiții care nu au nicio legătură cu viața practică. Asta numesc eu religie în subiectul din această seară. Când vorbesc despre credință sau viață spirituală, mă refer la convingerile puternice că Dumnezeu există, că ești un om păcătos, că trebuie să te pocăiești ca să scapi de păcat și scăpând de păcat scapi de iad și ai parte de raiul lui Dumnezeu prin darul lui Dumnezeu, adică Iisus Hristos Mântuitorul. Aceasta este Evanghelia. De asemenea, moartea veșnică este pedeapsa lui Dumnezeu pentru cei care nu se pocăiesc. Cine nu își ia crucea și nu vine după mine, nu merită să fie cu mine. Nu e vrednic să fie cu mine. Domnul Iisus Hristos nu exagerează. El nu spune cuvinte să sperie pe cineva. El rostește adevărul lui Dumnezeu. Cine îl ia în serios, va fi tratat cu seriozitate de Dumnezeu. Cine nu își ia crucea, viața este o cruce. Viața de pe pământ e o povară. Viața de pe pământ este o luptă. Uneori presărată cu eșecuri și lacrimi și dureri și falimente. Uneori ești nedreptățit, călcat în picioare de oameni, de împrejurări, de tine însuți sau însăți. Viața este o luptă. Degeaba noi ne dorim o viață fericită. Fericire noi numim încrederea că Dumnezeu e cu noi și în mijlocul necazurilor. Dar necazurile nu le putem evita. Indiferent că suntem mari oameni ai lui Dumnezeu din punct de vedere al slujirii, precum Billy Graham sau alții, sau suntem oameni obișnuiți ai lui Dumnezeu din punct de vedere al slujirii, adică niște oameni care nu avem niște abilități și niște daruri ieșite din comun. De necazuri avem parte cu toții. Viața veșnică este harul lui Dumnezeu, moartea veșnică este oferta diavolului. Moartea veșnică nu are nicio putere asupra sfinților. Sunt sfinți care se tem de pisica care trece strada, de ziua de 13, se tem de faptul că au visat o cireașă cu coada putredă, se tem de tot felul de lucruri, se tem să atingă nu știu ce, se tem să stea în autobuz lângă nu știu cine. Dacă Duhul lui Dumnezeu este într-o persoană, dacă sângele Domnului Iisus Hristos îl protejează, ghicitoria, descântecul, blestemele, vărsarea cositorului și orice altă formă de magie, de blestem, nu are nicio putere asupra celui ce este păzit de sângele lui Iisus Hristos din Nazaret. Noi nu trebuie să ne temem de aceste lucruri, ci trebuie să ne temem de păcat și de alunecare într-un moment de neveghere. De asta trebuie să ne temem, pentru că suntem foarte imprevizibili în comportamentul nostru. Și uneori ne trezim că facem sau spunem lucruri pe care le urâm de fapt. Moartea veșnică pentru un necredincios este descrisă în Biblie ca și o pedeapsă veșnică, 2 Tesaloniceni. 1 cu 9, ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Pentru un necredincios, moartea veșnică înseamnă pedeapsă divină, dar veșnică. Înseamnă
o veșnicie, de fapt nu o veșnicie, că nu sunt mai multe veșnicii. Înseamnă veșnicia cu diavolul. Moarte veșnică înseamnă veșnicia cu diavolul. Priviți Matei, capitolul 25, versetul 41, dar și versetul 30. Apoi va zice celor de la stânga, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului, și voi tot acolo duceți-vă. Apoi, pentru cel necredincios, moartea veșnică înseamnă iazul de foc. Am mai citit versetul acesta, cât despre fricoși necredincios, partea lor este în iazul de foc, dar și în întunericul de afară, Matei 25:30. Pe robul acesta care este netrebnic, adică nu-i de treabă, nu-i născut din nou, nu-i omul lui Dumnezeu, nu-i pe linia cea bună, nu-i după rânduială, nu-i după lege, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo, în întunericul de afară, va fi plâns și scrâșnirea dinților. Ce poate să îi impute un om când ajunge în iad lui Dumnezeu, când toată viața Evangheliei a prezentat perspectiva necredinței lui? Cei nenăscuți din nou vor învia pentru o sândă. Cei născuți din nou vor învia pentru răsplătire și bucurie. Ioan, capitolul 5, versetul 28. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și cuvântul continuă. Sau Matei 25, cu 46. Aceștia vor merge în pedeapsă veșnică, este vorba despre cei necredincioși, iar cei neprihăniți vor merge în viață veșnică. Aceasta este Evanghelie, acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumim pentru el. Avem nevoie să fim siguri că este așa cum a promis Dumnezeu. Pentru că asta ne motivează să ne ridicăm și să-L urmăm pe Domnul cu credincioșie. Fiindcă plata slujirii noastre și sfârșitul mântuirii noastre vor fi mari, neprețuite. Aș vrea să folosesc timpul care a rămas spunând și câteva teorii false despre moarte, deoarece citind sau ascultând s-ar putea să auzim despre ele și să nu știm ce să credem. Prima teorie falsă despre moarte vine din interiorul Bisericii Catolice și este teoria purgatoriului. Teoria aceasta spune că sufletele după moarte, adică după ce Duhul iese din trup, moarte fizică, au nevoie de o purificare înainte de a intra în împărăție, fiindcă nu sunt vrednice, chiar vrednice, să intre în împărăție, între dimensiunea unde a trăit în lumea fizică și între dimensiunea spirituală unde merge, dar pe care nu o merită, există o anticameră, un loc de mijloc, unde se face un șaur spiritual, o baie a păcatelor și unde păcatele acestea sunt iertate. Biblia spune că după moarte există două lumi, nu trei. A treia este inventată de o biserică istorică. Biblia vorbește despre existența aceasta și dincolo despre iad și rai. Când omul pleacă de aici, merge în locul de așteptare și după judecată merge într-unul dintre cele două locuri. Purgatoriul nu există. Teoria purgatoriului a apărut din interese financiare. Oamenii care au condus biserica aceasta în negura vremurilor, vrând să facă rost de bani, au început să vândă indulgențe. Adică, vindeau pentru o sumă mare de bani o bucată de hârtie pe care era scris ceva anume și în baza acelei hârtii li se promitea că vor avea parte de o curățire specială dincolo de ce ei reușesc să facă în viața personală. Cu alte cuvinte, trăiește cum vrei, că mă îngrijesc eu să-ți iert păcatele. Pentru că există o cameră unde vin și te spăl eu. Purgatoriu nu există. Purgatoriu este o minciună. Ce seamănă omul, aceea va secera. Și unde cade copacul, acolo rămâne. Cine moare în Domnul, are parte de Domnul. Și cine moare
în afara prezenței lui Dumnezeu. Pentru totdeauna va rămâne în absența lui Dumnezeu. Purgatoriu nu există. Purgatoriu este o minciună. Cine nu se pocăiește aici, nu va scăpa de păcat niciodată și sub nicio formă. Priviți, vă rog, Luca 16. Mântuiții merg în cer, versetul 22, nemântuiții merg în iad, versetele 23 și 43. O a doua teorie falsă este teoria spiritistă. Teoria spiritistă încurajează mijlocirea unei persoane inițiate care poate să intre în contact cu cineva care a murit și să intermedieze prin spiritul acesta un drum neted pentru cel care trebuie să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Noi citim în Scriptură că Dumnezeu interzice consultarea spiritelor. În Levitic, capitolul 19, versetul 31, Biblia spune: să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, să nu vă duceți la vrăjitori, să nu întrebați și să nu vă spurcați cu ei, fiindcă eu sunt Dumnezeul vostru. Isaia 8:19. Dacă veți fi învățați să întrebați pe cei ce cheamă morții, pe cei ce ghicesc și spun viitorul, care bolborosesc, să răspundeți, nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba cei vii pe cei morți? Atâta lipsă de judecată să aibă un om viu, să-l întrebe pe unul mort? Să nu-l întrebe oamenii pe Domnul? Orice relație cu spiritele, cu vrăjitoria, orice formă de anticipație, orice formă de magie, orice formă de ghicie și vrăjitorie, este un mare păcat înaintea lui Dumnezeu. Păcatul constă în infidelitate față de Dumnezeu și în relație și asociere cu duhurile dracilor. Lucrul acesta este o mare spurcăciune înaintea lui Dumnezeu. Și copiii Domnului nu au nevoie să cunoască viitorul prin intermediul spiritelor. O altă teorie este teoria reîncarnării. Asta înseamnă religiile orientale, budismul, hinduismul sau hinduismul și budismul în ordinea cronologică, în ordinea istorică, spune că sufletul are perspectiva desăvârșirii și până se desăvârșește, trece dintr-o existență în alta, adică un om dacă este de treabă, se renaște în ceva superior. Dacă nu-i de treabă, se renaște în ceva inferior, broască, pisică, câine, ceva urât. Dar dacă e un câine de treabă, se renaște într-o ființă superioară. Și dacă e o ființă superioară de treabă, redevine om. Și dacă e un om de treabă, ajunge la starea de nirvana, nirvana însemnând mântuire. Și se tot naște așa, când câine, când pisică, când om, când floare, când piatră, personal sau nepersonal. Și se tot renaște, ce har! Îți faci de cap în viața asta, nu-i nicio problemă, mai treci odată ca pisică, ești pisică de treabă și ajungi din nou om și tot așa până când, de-a lungul milioanelor de ani, tot te învârți în existență, când într-un fel, când în altul, când în două picioare, când în mai multe și până la urmă tot o nimerești. Că dacă ai un glonț poți greși, dar dacă ai 1000 de gloanțe s-ar putea să nimerești. Nimic nu este mai dăunător pentru un om decât să creadă că mai poate să tragă o dată în ceea ce privește viața. Scriptura spune limpede și la începutul studiului de joia trecută am citit Evrei, capitolul 9, versetul 27. Omul moare o singură dată și apoi nu vine reîncarnarea, vine judecata. Atenție! Vine judecata! După aceea nu vine reîncarnarea, vine judecata. Vedele, upanișadele budiștilor și hindușilor mint! Ele oferă speranță falsă. Omul trăiește o singură dată. Și dacă nu se pocăiește, merge în iad, indiferent cine este el. Mai există o altă teorie, sunt multe, dar unele sunt foarte filozofice. Teoria anihilării.
sau dispariției, dacă vreți. Sufletul și Duhul de viață intră în inexistență ca și trupul. Așa se întâmplă la animale. Sufletul unui animal nu merge într-un loc de așteptare, că n-are ce să aștepte. El n-a avut conștiință, n-a avut Duhul lui Dumnezeu, n-a avut chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ele dispar, se anihilează. Când i s-a sfârșit viața, pur și simplu ca o floare s-a vestejit și să nu credeți că și floarea se duce în locul de așteptare. Așa e și cu animalele, cu necuvântătoarele care n-au Duhul lui Dumnezeu, care nu sunt create după chipul Creatorului. Omul este singurul din care iese Duhul de viață, pentru că are chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ei, aia iese din cortul acesta material și merge în locul de așteptare. De aceea omul este singurul responsabil de cum trăiește pe pământ. Pisica poate să trăiască cum vrea, că nimeni nu o trage la socoteală. Dar pe om îl trage stăpânul la socoteală și îl judecă după dreptate și după adevăr. În perspectiva aceasta, frați și surori, temeți-vă de Domnul. Sufletul și Duhul presupun personalitatea omului care continuă să existe în afara cortului fizic. Aduceți-vă aminte de pilda bogatului nemilostiv, Luca 16, aduceți-vă aminte de 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 8. De asemenea, Filipeni, capitolul 1, versetul 23. Din suflet, din Duh, omul păstrează personalitatea lui, pentru că trupul acesta intră în neființă. Privind în Scriptură, observăm că sufletul și Duhul este nemuritor. Din felul în care omul a fost creat, în primul rând, din felul în care a fost rostit blestemul, în al doilea rând, din felul în care Biblia explică existența veșnică a sufletului, în al treilea rând. Din punct de vedere logic, avem câteva argumente ale nemuririi sufletului. Sunt multe cărți care încurajează nemurirea sufletului, dar și multe alte cărți teologice care vorbesc împotriva nemuririi sufletului. Bună oară, Biserica Adventistă nu crede în treaba aceasta. Nu crede în iad și rai. Știați lucrul acesta? Ei spun, dacă Dumnezeu este atât de bun, cum să existe iad și Dumnezeu să îngăduie undeva în univers un loc unde oamenii sunt chinuiți mereu și mereu? Ce fel de Dumnezeu e ăla? Ei spun că nu există iad, omul a murit și dacă e rău, e bun mort. Asta e pedeapsa, că nu mai e înviat. Sigur, nu e chiar așa simplu cum am prezentat-o eu, dar am spus-o în 2-3 vorbe. Atunci când vorbim despre învățătura noastră luată din Scripturi, despre convingerea că sufletul este nemuritor, când iese din trup, continuă să existe și merge în locul de așteptare, sunt câteva argumente care stau la baza credinței noastre. Primul dintre ele este argumentul biblic. Citiți Eclesiastul 12:7. Până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul lui Dumnezeu, Duhul la Dumnezeu, care l-a dat. De asemenea, argumentul teologic, omul speră într-o stare unde va fi desăvârșit, Roman 8:24. Avem un argument moral, conștiința speră că omul rău să fie pedepsit, iar omul bun să fie răsplătit. Avem un argument istoric, priviți piramidele din Egipt. De ce s-au mumifiat faraonii, președinții acestei țări? Am avut harul să merg anii trecuți în Egipt și am văzut mumiile acelea vechi, foarte vechi, de sute de ani. Secretul mumificării nu este nici astăzi făcut public. Oamenii aceia au impresia că au murit cu 5 minute înainte, așa arată. De ce li s-a pus mâncare în casele acelea piramidale numite de noi piramide? Li s-au umplut cu tot felul, au acolo cai, care de luptă, săbii, de toate. Că au nevoie oamenii, că vor învia. Există un argument istoric, oamenii speră în înviere. Există un argument metafizic. Sufletul este imaterial, el nu se poate descompune, nimic spiritual nu se descompune. Aș vrea să mă apropii de încheiere și să spun două vorbe despre starea intermediară între moarte și înviere. Există o stare intermediară numită de Biblie așteptare. Este o stare de așteptare.
Este foarte important să știm locul unde noi mergem în perioada aceasta de așteptare. Pentru că atunci când știm unde mergem, ne este mai mult sau mai puțin frică. Noi vorbim ușor despre moarte cât suntem în viață. Dar când simțim că ni se taie respirația, intrăm într-o țâră de criză. Și dacă credința noastră nu-i puternică să știm unde mergem, s-ar putea în trupul ăsta de carne să ne speriem și să nu ne facă cinstea trecerea spre cele veșnice. Noul Testament aduce multă lumină asupra acestui subiect, prin exemplele de la mormântul lui Lazar, Ioan 11, 25 la 26, promisiunea făcută tâlharului de pe cruce, Luca 24, cu 43, pilda bogatului nemilostiv din Luca 16, starea intermediară pentru cei credincioși se încheie la răpire, când cei morți în Domnul vor învia în trupuri de slavă, iar cei rămași în viață în Domnul vor fi schimbați în trupuri de slavă. Între moartea fizică și răpire există un timp de așteptare. Este ușor să citim în cuvântul lui Dumnezeu și să observăm următorul lucru, ascultați-mă cu băgare de seamă. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Atenție! Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altar care este înaintea scaunului de domnie. Unde stă Dumnezeu în sala tronului? Pe scaunul de domnie. Ce este în fața tronului? Este altarul. Cine este sub altar? Sufletele care merg după moartea fizică, în perioada dintre moartea fizică și răpire, în locul de așteptare. Ascultați-mă, frați și surori. Biblia folosește multe metafore. Sânul lui Avraam este o altă figură de stil, dar e plăcută, este frumoasă. Care copil n-ar vrea să stea la sânul tatălui său? Să se apropie de cel drag din familia lui. Asta este înțelesul. Însă înțelesul teologic prezentat în Apocalipsa este următorul. În sala tronului există tronul lui Dumnezeu. În fața tronului este altarul, iar sub altar așteaptă sufletele și duhurile sfinților între moartea fizică și înviere. Locul acela este în prezența slavei lui Dumnezeu, este în sala tronului. Sala aceea este plină de slavă, un număr neștiut de noi, de ființe cerești, spun necurmat slavă, 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 slavă. Ei bine, în fața tronului este altarul și sub altar sunt sufletele sfinților. De ce trebuie să le fie oamenilor credincioși frică să moară, dacă aceasta este Evanghelia lui Dumnezeu? Care dintre noi am pregătit copiilor noștri locuri nefericite și sumbre? Cum pregătiți dormitorul copiilor dumneavoastră când vă mutați într-o altă casă? Încercați, în funcție de posibilitățile care le aveți, să le oferiți cel mai bun loc, să le cumpărați cele mai bune haine, în funcție de posibilitățile materiale pe care le aveți la dispoziție la momentul acela. Dacă noi, oameni fiind, încercăm să punem la dispoziția copiilor noștri și celor dragi tot ce avem mai bun, credeți că Dumnezeu ne va pune să așteptăm într-un șopron până la răpire? Într-un aplecător, așa, într-o copertină? Scripturile ne spun, sânul lui Avraam și altarul care este în fața scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Un astfel de privilegiu au oamenii care sunt chemați acasă înainte să sune trâmbița și să se întoarcă Domnul Iisus. Dacă avem ocazia să fim în viață când sună trâmbița, e o mare onoare. Generații multe până astăzi au nădăjduit în harul ăsta. Dar dacă nu avem harul acesta și ne cheamă Domnul acasă, mergem exact în prezența Lui și așteptăm glasul trâmbiței. Și atunci vom intra din nou în trupul acesta, dar din slavă, și vom fi mereu și mereu și mereu cu Domnul. Pentru aceasta trebuie să ne pocăim și să ne păstrăm pocăința, veghind, rugându-ne și stând aproape de Domnul. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Scumpii mei, vă invit, înainte să ne despărțim, să avem un moment de rugăciune și să ne uităm la noi că suntem oameni din carne, să veghiem asupra noastră,
să ne uităm cu băgare de seamă la viața noastră, la casele noastre și să nu ne lăsăm, că este aproape clipa revenirii Domnului. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să încheiem cu rugăciune serviciul divin din această joi seară. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitor.